Bine v-am regăsit, să aveți o zi magică cu stele norocoase. Astăzi, 18 iulie 2022, o zi magică în care spun și la mulți ani unei femei magice care mă urmărește, unei femei magice care se află la Arad și pe care o îmbrățișez și care îi trimit toată magia și lumina din univers. Este o clientă dragă mie, o clientă foarte veche, o clientă pe care căreia vreau să-i spun la mulți ani. Hai să vedem. Mesajul zilei. Cultivă-ți credința. A avea o mare credință înseamnă a avea o mare putere. Căci intenția sau voința este nedivizată în acest caz. Atunci când cuvintele tale nu își pierd puterea sub impactul îndoielilor, puterea lor devine încă și mai mare. Deci un mesaj în care suntem, să spunem așa, îndemnați să fim impecabile ceea ce spunem și să ne cultivăm credința. Fix așa spune această carte, cultivă-ți credința. Lăsați deoparte îndoielile, pentru că știți cum se spune, credința mută și munții. În momentul în care își face loc îndoiala, în momentul ăla nu mai putem să mai facem mare lucru, pentru că aceasta pune stăpânire pe noi și desigur că nu se mai așează lucrurile chiar așa cum vrem. Dar cine are credință poate să mute și munții. Cam așa stau lucrurile. Nu uita să apăsați și voi like, share, subscribe, abonează-te pentru a fi la curent cu toate informațiile pe care eu le ofer aici pentru voi, pentru a fi la curent cu ritualurile și cu tot ceea ce urmează să mai postez pe aici pe canal. Intrați și pe Facebook, intrați și pe Instagram, intrați pe toate rețelele pe unde sunt disponibile și astăzi fiind luni, ne vedem și la știrile canal de la ora 12. Cei care sunteți acasă și vă puteți uita la știri, vă aștept cu mare drag și la canal D. Începem cu berbecul și cu ascendentul în berbec. Atmosfera astrală a zilei. Berbecii sunt ușor influențabili. Astăzi voi de obicei nu vă lăsați influențați, dar astăzi poate că sunteți ușor influențabili sau vă duceți foarte mult pe zona asta de sacrificiu, nu e ceva specific vouă, dar aveți așa tendința pentru mai multe sacrificii, compromisuri, empatie. E bine să fii empatic, însă ar fi indicat să nu preiei din suferința celorlalți. Este o oportunitate bună la locul de muncă de a vă expune niște idei și este o zi în care priviți totul dintr-o altă perspectivă. Taur. Taurii primesc ceva mesaje prin grupuri, prin oameni, prin prietenii voștri, prietenilor. Pur și simplu sunt foarte multe mesaje sau voi simțiți foarte multe lucruri. În această zi poate că sunteți tentați să renunțați la anumite proiecte, dar nu. Acelea nu renunțați în momentul în care mai aveți puțin până să fiți pe podium. Acestea vă pot aduce beneficii foarte mari. Gemeni. O zi destul de, să spunem așa, nepotrivită pentru voi să luați decizii în dragoste. Venus își schimbă semnul, iese din Gemeni și intră în Rac. Poate că din prea multă iubire sau din prea multă protecție doriți să faceți tot felul de lucruri și întrebați-i pe ceilalți. Adică știți că na, uneori Venus facem un bine, dar așa credem noi că este un bine. De fapt nu e neapărat un bine pentru celălalt. Întrebați înainte de a lua anumite decizii. Mai multă, să zicem așa, precauție la locul de muncă și în conversațiile cu ceilalți. Rac. Racii au nevoie să facă ceva schimbări, au nevoie să-și îmbunătățească locuința, să-și îmbunătățească și locuința, mai exact corpul, locuința sufletului vostru. Este momentul să luați decizii care să vă îmbunătățească starea de sănătate, adică locuința sufletului vostru, corpul vostru. Leu. Nativii Leu au o zi intensă, în special în dragoste. Sunt o felul de lucruri care se întâmplă pe partea iubirii. Sunt aici și concluzii, sunt și răsturnări de situație. Sunt foarte multe lucruri care vă apasă. Imprevizibil. Atenție cei care aveți dușmani sau oameni care așteaptă ca voi să greșiți. Fiți un pic prevăzător și nu acceptați calul troian. Fecioară.
Fecioara este responsabilă cu multe lucruri, poate că vă dați seama că v-ați asumat mai multe responsabilități decât e cazul și că e momentul să delegați din aceste responsabilități. Pe de o parte, na, vă place să îi ajutați pe toți, dar pe de altă parte vă dați seama că renunțați la familia voastră pentru a satisface nevoile unor oameni care sunt nerecunoscători. Un pic atenție, luați decizii înțelepte. Balanța. Astăzi balanțele au nevoie să și argumenteze niște alegeri pe care le-au făcut, în special pe zona parteneriatelor de lucru. Poate că ați ales greșit, poate că nu ați ținut cont de sfaturile partenerilor sau colaboratorilor. Pur și simplu aveți de da niște explicații. Explicații pe mai multe sectoare ale vieții. Voi aveți argumente bune și lucrurile se vor așeza. Un pic atenție cu oameni noi care vin în viața voastră. Unii vin cu daruri, alții cu mai puține daruri. Mai mult atenție cumva pe zona socială. Scorpion. Scorpionii ar putea să plece într-o vacanță sau ar putea să facă planuri pentru o vacanță. Este o zi bună să vă gândiți la călătorii, la plecări, la deplasări, să vă gândiți ce să faceți, să vă aduceți un pic de aventură în viața voastră. Informații, multe telefoane, multe e-mail-uri, cursuri, multe vin către voi și aș spune că este o zi bunicică, chiar dacă mai sunt și persoane care încearcă să vă agite, voi vă păstrați calmul și încrederea. Săgetător, foarte bune idei astăzi. Aveți niște idei care vă transformă atât pe voi cât și pe cei din jurul vostru. Idei transformatoare, idei revoluționare, idei care vă vor ajuta să ieșiți din zona de confort. Și asta este de bine pentru că voi creșteți și evoluați. În dragoste sunt ceva sesizări, dar nu luați nicio decizie, lăsați lucrurile așa. Capricorn. În această zi aveți șansa să semnați ceva contracte, să negociați foarte bine, să începeți parteneriate noi. Aceste parteneriate aduc prosperitate, abundență, popularitate. În această zi poate că doriți să stați mai mult pe acasă, să rezolvați niște lucruri legate de casă, de gospodărie, niște lucruri pe care le-ați tot amânat. Deci nu mai amânați lucrurile, treburile casnice. Vărsător. Vărsătorii au nevoie să se miște, să facă mișcare, să adopte un stil de viață sănătos. Aveți discuții cu rudele, cu frații, aveți multe planuri în cap, aveți o rapiditate de a vă pune planurile în mișcare extraordinar. Poate că nu ar trebui să vă grăbiți, să le faceți cu pași mărunței, dar e bine să vă apucați de treabă, adică nu să lăsați trenul să plece din gară până vă gândiți voi ce vreți să faceți. Pești. Nativii pești reușesc astăzi să înțeleagă ce au de făcut mai mult sau mai bine în zona de cuplu. Poate că aici nu neapărat că nu sunteți bine, sunteți bine, dar vă doriți să mențineți această bunăstare pentru că fericirea trebuie menținută. Tot astăzi puteți să vă descoperiți ceva talente, să petreceți timp cu tinerii, cu copii, distracție. Vă faceți timp pentru activități recreative, distractive, care vă bucură sufletul și care vă liniștesc. Să aveți o zi magică cu stele norocoase!